Doamnelor și domnilor, pentru acest weekend vă propun Giuliandra, un roman scris de Liviu Rebreanu. Cartea a fost publicată în 1927 și criticii vremii au plasat-o atunci în umbra capodoperei Pădurea Spânzuraților, deși ele sunt comparabile prin insolitul abordării. Romanul Giuliandra este o carte scurtă, alcătuită din 31 de capitole, și se deschide cu un moto interesant care sună în felul următor. Și nu știi că tu ești calos, și Michel, și sărac, și orb, și gol. Acesta fiind de fapt un capitol din Apocalipsa. Motoul cu pricina are un rol anticipativ, deoarece prezintă ipostaza finală a personajului principal, nebunia acestuia, dar ilustrează totodată și faptul că niciodată nu ne cunoaștem suficient de bine, niciodată nu știm dacă în interiorul unei ființe aparent inofensive se poate afla instinctul criminal. Trebuie doar să știm să ne controlăm pornirile. Făcând parte din categoria romanului modern, Ciuleandra nu respectă încadrarea în momentele subiectului. De aceea, ea se deschide cu intriga, scena violentă a unei crime conjugale. În această primă scenă, Rebreanu îl prezintă pe Puiu Faranga nipostaza de criminal, ucicându o pe soția sa, pe Madlen sau pe Mădelina. Bărbatul făcea parte dintr-o familie înstărită și renumită, Odată înfăptuită crima aceasta, el fuge sub aripa protectoare a tatălui său, care manifestă asupra fiului o autoritate severă și refuză să conceapă că unicul său vlăstar, cel care trebuia să ducă mai departe faima familiei, este un criminal. Pentru, pentru a evita arestarea băiatului, dar și pentru a scăpa de rușine, Faranga Senior îi propune, iar mai apoi chiar îl obligă pe puiu, să se interneze într-un sanatoriu, prefăcându-se nebun. Intrarea în acest spațiu izolat se presupune că are rolul de a răda liniștea sufletească a personajului, însă se dovedește a fi un loc mai îngrozitor decât închisoarea, deoarece aici sunt analizate toate întâmplările importante din viața sa, regăsindu-se pe sine. Analiza psihologică a personajului se realizează prin intermediul introspecției, adică scurtarea stărilor sufletești până la nuanțe infinitezimale. Discuțiile pe care le are cu doctorul devin din ce în ce mai legere cu timpul și puiul reușește să rememoreze astfel toată perioada de când a cunoscut-o pe Mădălina. Degradarea lui, degradarea personajului principal, atinge punctul culminant în momentul în care rolul dintre pacient și doctor se inversează, iar acesta din urmă, adică doctorul, îi mărturisește lui puiul dragostea sa veche pentru Madlen. Titlul operei poate fi privit din două unghiuri. El exprimă, pe de-o parte, nebunia dansului, Ciuleandra fiind considerat un dans dionisiac, în care fiecare dintre participanți se dezlănțuie. Acest joc este, de asemenea, un dans al destinului, unde mulți își găsesc sufletul pereche. Fiind un roman de analiză psihologică, accentul se pune, desigur, pe conturarea trăsăturilor personajului principal, de aceea, modul predominant de narațiune este descrierea. De asemenea, primează conflictul interior care se dă între ceea ce ar vrea să fie și ceea ce este cu adevărat, între personalitatea lui și masca pe care și-o dă jos abia în finalul romanului. Bineînțeles că după această carte există și un film. Ciuleandra este un thriller psihologic român german din 1985, regizat de Sergiu Nicolaescu, după un scenariu ce a adaptat romanul omonim al scriitorului român Liviu Rebreanu. Rolurile principale sunt interpretate, au fost interpretate, de actorii Ștefan Iordache, Gheorghe Cozorici, Ion Lițiu și Anca Nicola. Acest film a fost propunerea României la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1986, dar nu a fost nominalizat în competiție. Cu toate acestea, vă recomand să-l vedeți, dar, bineînțeles, doar după ce ați citit cartea.